Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre amprenta astrologică a lunii octombrie pentru fiecare zodie în parte. Ca evenimente astronomice importante, pe 1 octombrie avem fenomenul de lună plină. Pe 4 octombrie, Pluto își încetează retrogradarea. Marte în opoziție în data de 13 octombrie. În această zi, Marte va străluci de 7 ori mai puternic decât Saturn și de 17 ori mai puternic decât steaua Antares, fiind vizibilă de pe Terra toată noaptea. Pe 13 octombrie, Mercur intră în retrogradare. Pe 16 octombrie, lună nouă. Până pe 21 octombrie, lună neagră sau Lilith, se va manifesta pe axa Berbec-Balanță. Și după aceasta va urma un nou ciclu de 9 ani, însemnând o nouă eră despre care voi face un material separat. Orionidele vor înregistra maximul între 21 și 22 octombrie, când pe cer vor putea fi văzuți în fiecare oră circa 25 de meteori. Ele aduc bună stare pentru anumite zodii. Luna albastră, un fenomen care se produce în medie la fiecare 2 ani și jumătate, va avea loc în 31 octombrie. Termenul de lună albastră este folosit atunci când avem două luni pline în decursul aceleiași luni. Astfel, cea de-a doua lună plină dintr-o lună calendaristică se numește luna albastră. În general, luna octombrie va fi mai bună ca septembrie, mai ușurată și mai stabilă. Dar ne va lipsi simțul umorului și vom fi mai serioși decât de obicei. Vom ști exact ce ne dorim de la viață, ce țeluri avem și ne vom face planuri minuțioase. Înainte de a începe prezentarea lunii, vreau să vă reamintesc că am înființat clubul privat Mysterious Pedia, cel care oferă doar membrilor săi abonați cu 1 euro pe lună prin platforma Patreon, materiale video speciale, discuții private pe teme astrologice, ritualuri antice, astrograme la prețuri speciale, remedii magice și tot ce ține de interesul vostru pe aceste domenii. Aveți câteva titluri pe ecran și am deschis și pagina de Facebook. Vedeți acum imaginea pe ecran, pe care voi postra materialele YouTube și multe alte informații. Vom putea discuta pe chat și este mai simplu să-mi lăsați mesaje. De aceea, intrați pe pagina de Facebook, dați like și distribuiți. Toate linkurile utile le găsiți la rubrica de comentarii de sub ecranul video. Acum să nu uităm că mai avem și concursul lunar al amuletei norocoase. Câștigătorul amuletei norocoase din această extragere este abonatul cu numele Lily42. Așa că, o rog pe Lily42 să intre pe e-mailul nostru mysteriouspedia@gmail.com și să-mi lase adresa unde pot să-i trimit amuleta. Dar să revenim la amprenta astrală a lunii octombrie, așa cum v-am obișnuit. Să vorbim despre Taur. Ceea ce este important este că până la sfârșitul lunii toate planetele vor fi în mers direct. Așa că până atunci puteți utiliza această perioadă pentru planificarea și perfecționarea strategiilor. Astfel, octombrie va fi o perioadă foarte veselă pentru tine. Relațiile se vor stabiliza și vei fi sigur de direcția în care vrei să mergi. Taurul se va comporta acum foarte amabil și politicos față de partenerul de cuplu, comportament care va crea partenerului senzația că trăiește într-o lume de bază. Dintr-o dată vei privi înapoi la comportamentul tău din trecut și vei realiza că multe dintre izbucniri au fost practic lipsite de sens. Datorită influenței lui Mercur, comunicarea va juca un rol major în această lună. Ultima săptămână a lunii este de bun augur pentru demararea proiectelor de comunicare. Puterea planetară este localizată în jumătatea vestică a graficului astral. Acest lucru face ca inteligența socială să fie foarte importantă în această lună. Interesele altora vor avea prioritate asupra interesului de sine. Lucrurile pot fi realizate doar cu ajutorul altora.
trebuie să faceți niște compromisuri și colaborări pentru a reuși în viață. Una peste alta, octombrie va fi o lună bună, a bogăției, deoarece inteligența voastră în afaceri se va îmbunătăți considerabil. Veți fi mai meticuloși și mai bine organizați. Personalitatea voastră și realismul va transforma visele în realitate. Datorită influenței planetei Venus din 4 octombrie până pe 28 octombrie, viața voastră amoroasă va fi foarte bine aspectată. Soarele și Mercur vă vor da o mai bună comunicare cu partenerul de viață. Pentru cei singuri, ultima săptămână din lună are bune auspicii pentru a vă găsi pe cineva, așa pentru sufletul și gustul vostru, pentru că veți fi mai sociabili și mai deschiși către aventură. Partea de familie extinsă, adică rude, copii, nepoți, nu este foarte bine aspectată. Aspectele planetare vor crea probleme în rândul membrilor acestora. Acest lucru va afecta armonia din mediul familiar. Finanțele familiei se vor confrunta și ele cu ceva probleme. Pe partea de sănătate, lucrurile stau foarte bine. După data de 23 octombrie însă, nu faceți eforturi prea mari. Orice problemă de sănătate ați avea va dispărea ca prin minune, datorită energiei planetelor din casa voastră. Nu neglijați însă o alimentație sănătoasă și un exercițiu fizic moderat. Privitor la carieră, luna va fi excelentă. Nu este nevoie de mult efort pentru dezvoltarea carierei datorită influențelor planetare. Vă puteți aștepta la premoniții. Nu este nevoie de mult efort pentru dezvoltarea carierei datorită influențelor planetare. Vă puteți aștepta la promovări și îmbunătățirea statutului la locul de muncă. Luna este de bun augur pentru persoanele care caută un loc de muncă. Îl vor găsi, dar ei trebuie să examineze înainte perspectivele noului loc de muncă, înainte de a accepta. Aspectul finanțelor în viața voastră va fi pe trend ascendent, adică veți avea o mulțime de oportunități privitor la bani, iar pe voi nu vă va influența prea mult Mercur, planeta banilor, care este retrograd în această perioadă. Pot exista însă unele întârzieri și obstacole, dar nu se va opri fluxul monetar. Pe partea de călătorii, aici nu stați prea bine. Nici dacă doriți să călătoriți de plăcere și nici pentru călătorii de afaceri sau de studii. Așa că mai bine amânați-le. Acum, pentru că planeta Uranus este chiar în casa ta, vorbim despre distrugerea unor obiceiuri bine împământenite de ani de zile în viața ta, respectiv lucrurile cu care erai așa de obișnuit și te simțeai confortabil cu ele. Ei, acum este timpul să te readaptezi la ceva nou. Adică, Universul îți dă un brânci și te dă jos din pat, de la căldurică, și spune: hai, dă-i drumul, ce mai stai, pentru că ai și altceva de făcut. Acum să vedem cum stau lucrurile pe evenimente astrologice importante. Pe 1 octombrie are loc fenomenul de lună plină în casa ta 12, unde se întâlnește cu Marte încă retrograd până la mijloc de noiembrie. Această energie ne aduce rezolvarea unor acțiuni începute cu ceva săptămâni în urmă. Tot acum vi se vor dezvălui anumite secrete. Vor apărea întrebări semnificative despre o eventuală moștenire. Casa 12 are legătură și cu sănătatea, a voastră sau a celor dragi. Poate va trebui să vizitați pe cineva la spital și să-i acordați tot sprijinul de care are nevoie. Este de asemenea un timp bun să vă reculegeți în natură, să vă spălați mintea, să vă eliberați de ceea ce nu vă mai trebuie mental, dar și sufletește. Este un bun timp să vă curățați sertarele și să aruncați tot ce este vechi sau stricat. Pe 3 octombrie, planeta Venus va fi în casa 5, un loc unde ea se simte minunat, și va sta aici până pe 28 octombrie. În acest răstimp, va crea multe aspecte armonioase. Este o perioadă în care simți nevoia să te relaxezi, să ai parte de distracție și mai puțină muncă. Este o perioadă bună, mai ales pentru artiști,
muzicieni, entertaineri și tot ce se vorbește despre buna dispoziție. Sau este vorba despre persoane ce au legătură cu creativitatea, adică designeri, arhitecți. Este o perioadă excelentă pentru întâlniri romantice sau chiar aventuri. Acum poți să câștigi bani din loterie sau din jocuri de noroc. Veți fi susținut de oameni influenți și veți primi bani în premii de la aceștia. Acum femeile pot concepe mai ușor un copil. Pe 4 octombrie, Pluto intră în mișcare directă și va sta în casa 10-a Capricornului până în 2023. Pentru Taur, Pluto afectează casa expresiei personale, a călătoriilor, a conștiinței avansate, a înțelepciunii, a învățăturii. În acest început de mișcare directă, voi vă veți găsi poate un partener, un prieten cu care să comunicați mai bine decât cu oricine altcineva și cu care să vă împărtășiți experiența din viața voastră trecută. Pe 13, Mercur intră în mișcare retrogradă, pe casa 7 a relațiilor de orice fel. El va rămâne retrograd până în noiembrie și în această perioadă de retrogradare veți avea multe divergențe fie cu șefii, fie cu partenerii de viață, pe motiv de proastă comunicare. Oricum, trebuie să înțelegeți adevărata relație dintre două persoane, să găsiți balanța aprecierii corecte pentru fiecare dintre părți. Mercur retrograd vă invită să aruncați o privire în trecut și să încercați să rezolvați problemele rămase neterminate. În această perioadă nu începeți niciun proces, niciun litigiu sau nicio procedură legală. Nu este bine să semnați acte, contracte și niciun fel de negocieri. Este bine doar să terminați ceea ce ați început cu ceva timp în urmă. Între 16 și 17 octombrie are loc fenomenul de lună nouă pe casa voastră 6 și este un timp perfect dacă vă căutați un job sau dacă vă apucați de un regim alimentar, de diete și toate tratamentele voastre vor fi cu succes. Tot acum va crește eficiența în muncă și puterea organizatorică va fi la cote maxime. Casa 6 are treabă și cu starea de bine în general, cu oportunitățile de a te revigora energetic. Până pe 21 octombrie, Lilith sau Luna Neagră va afecta axa Berbec-Balanță. Despre Luna Neagră eu v-am mai vorbit pe larg și acum vă spun că această trecere marchează începutul unui nou ciclu de 9 ani. Astfel, trecutul va fi răscolit, vor veni anumite probleme nerezolvate din urmă. Luna Neagră în Berbec vă va răscoli sectorul lucrurilor ascunse, rezidurile trecutului, ori slăbiciunile trupești care vin pe arbore genealogic sau care vă marchează sănătatea, amplificând vulnerabilitățile înscrise în codul vostru genetic. După 21 octombrie, Lilith intră în Taur, adică afectează axa Taur-Scorpion. Acolo îl va întâlni din nou pe Uranus pentru prima dată din 2011 încoace. Apoi, în ianuarie 2021, Marte, Uranus și Lilith se vor întâlni la fel ca în primăvara anului 2011, dar de data aceasta în cel mai pământesc semn al tuturor, în Taur. Ca să vă faceți o idee despre oamenii cu Lilith în casa Taurului, vă dau niște exemple. O astfel de celebritate a fost Maria Callas, celebra cântăreață de operă, sau Stevie Wonder, sau Shakira, Pavarotti, Adolf Hitler, Will Smith. Va fi interesant să vedem ce fel de rebeliune izbucnește după 21 octombrie și ce reguli vor fi încălcate. Pentru că vor fi. Lilith în semnul Taurului este o poziție foarte bună, în care trezirea omului și a simțurilor sale este maximă. Nativii cu Lilith în Taur au toate simțurile la maxim. Ei simt și trăiesc totul cu intensitate majoră. Perioada de după 21 octombrie va aduce mai multe femei însărcinate decât până acum, deoarece toate felurile de plăceri sunt activate și tentațiile nu prea mai pot fi ținute în frâu. Aici trebuie să vă avertizez că
până și cei mai fideli oameni pot cădea în ispita lui Lilith. Energia lunii negre în Taur atrage ca un magnet banii, ceea ce este extraordinar. Așa că pentru Tauri sau cei care își cunosc harta astrală, natală și l-au pe Lilith în casa Taurului, veți primi toată această energie ascunsă și pe alocuri perversă a lunii negre. Ar trebui să fac un material special doar despre luna neagră, deoarece subiectul este important și amplu. Și voi povesti mai mult la timpul potrivit. Pe 23 octombrie, soarele se întâlnește cu Mercur pe casa 7, casa relațiilor. Așa că tot ce ține de relații de lucru, de amiciție sau de iubire vor fi aspectate pozitiv. Pe 31 are loc fenomenul de lună plină, chiar pe semnul vostru. Asta va aduce întrebarea: ce îmi trebuie mie în viață, referitor la parteneriate și relații. Adică, veți constata că odată cu lumea v-ați schimba și voi și asta atrage după sine schimbarea anturajului sau a partenerilor care nu au ținut pasul cu voi. Pentru că o să vezi, o să constați câte relații și lucruri raportate la relații nu îți mai sunt de folos sau nu te mai satisfac. Așa că tu acum trebuie să-ți creezi noi relații în concordanță cu noile tale intenții de viață. Cam atât pentru astăzi, dragii mei, și nu uitați că voi sunteți făuritorii propriului destin și cu puțin ajutor din partea astrologiei, de ale cărui sfaturi trebuie să țineți cont, totul se va aranja în favoarea voastră. Sper că v-a plăcut materialul, sper să vă fie de folos și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube și să distribuiți materialul. Nu uitați să intrați și pe pagina de Facebook, aveți imaginea acum pe ecran. Vă pup, vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă, deschisă către cunoaștere.